Atac dur al lui Rareș Bogdan la adresa parlamentarilor USR și a lui Dan Barna după votul acestora împotriva legii prin care guvernul dă 960.000 de euro așezământului monahal românesc de la Muntele Athos. Europarlamentarul spune că cei 30 de parlamentari USR Plus și Dan Barna sunt ignoranți și necunoscători de tradiții și istorie și se întreabă retoric ce educație au primit aceștia. Rareș Bogdan adaugă că fără istorie și tradiții suntem o frunză în vânt și cere divinității să le dea minte și să vadă adevărul, calea și viața.